ziua. Astăzi vreau să discutăm câteva cuvinte despre puterea exemplului. Și astăzi o să dau ca și exemplu pe, hai să spunem, pe Ramona Polaru. Toată lumea se uită la ea la emisiune Cum dansează. Știi? E, după care te uiți că se îmbracă în fustă scurtă și decolteu în V sau W. Așa. Și apoi începe să-ți danseze pe scenă. Știi? E, după care trece la o fază și mai tare. Dintr-o dată, când începe să dezgolească, începe cât un tatuaj să apară. E, nimic. Dar când vede părinții la televizor, e tu și pe fica. A plecat de la mine de acasă și a ajuns la București pe scenă și dansează ca o țoapă. Așa? Și mai apar și tatuaje din alea, scrise cu marker negru, permanent. Pe care părinții se uită, sau părintele se uită, mă, că te-ai făcut frumoasă e una. Da, că te-ai umplut cu picturi din alea negre, cu marker permanent. Și nu înțeleg de ce le faci și cum le mai ștergi în viața ta. La care ea începe să răspundă, păi dacă îmi place, dacă îmi place, știi? Dacă îmi place, așa e răspunsul ei, știi? Sau, altă fază interesantă, de data aceasta cu părinții și tot o fată, bineînțeles, fătuca era un pic cam ștorfică. Părinții erau dezamăgiți că erau ștorfică, au încercat să o învețe să nu fie ștorfică și tot nu reușea. Așa că într-o zi, într-un final, părinții se duc și ajung pe lumea cealaltă. Unul în rai, unul în pământ. În ea. Și mai stă ce mai stă. Și mai stă ce mai stă. Și la un moment dat ajunge și fiica sa. Dar nu înainte să ajungă la sfârșitul vieții, după ce a fost ștorfică, se dezbrăca pentru orice băiat, se culca cu orice băiat. Într-un final ajunge mai în vârstă. Hai să-mi iau chiloții pe mine, să-mi iau furou și toate cele. Știi? Și după care, că nu mai merge, m-am făcut cu fătiță cu minte. În ce scrie acum în Biblie, înseamnă că am făcut prostii multe și o să ajung în iad. Cel puțin o să mă văd cu tata în iad. Și, dar cum o să mai mă văd cu mama? Dai, trebuie să stau cu minte, mai bine cu mama decât cu tata, știi? Chestii din acestea, țăcănite, de pe pământ, unii trăite.